Complexul energetic Oltenia s-a dorit a fi la înființare perla economiei românești. Din cauza pierderilor însă, este nevoit să amputeze în fiecare an o exploatare minieră sau un grup energetic. În 2015 a externalizat cariera Berbești și a închis un grup de la Turceni. În acest an este rândul carierei Huznicioara, pentru care mai lucrează circa 700 de oameni. În martie, cel mai târziu în aprilie, singurul beneficiar de cărbune al carierei, termocentrala din Halânga, își va înceta comenzile. Închiderea termocentralei înseamnă închiderea carierei Huznicioara. Cariera Huznicioara este pentru termocentrala Halânga vitală. În ce sens? În sensul în care costurile cu transportul sunt extraordinar de mici, ceea ce duce la un preț, la un preț al tonei de cărbune foarte mic, ne ajută să obținem un megawatt la un preț acceptabil. Și, totodată, 700 de oameni au de lucru de la mina Huznicioara. În condițiile în care termocentrala se va opri, așa cum este preconizat, vă garantez că în următoarele 2-3 luni și mina Huznicioara se va închide. Pe lângă cei 700 de angajați ai complexului energetic Oltenia, vor mai pleca acasă la 31 august în jur de 600 de la termocentrala Halânga. Asta după ce anul trecut și-au pierdut slujbele încă 1500 de salariați de la regia de apă grea. Iar alte mii de locuri de muncă din Gorj sunt în pericol, pentru că insolvența RAN lasă în urmă datorii neplătite către complexul Oltenia de circa 50 de milioane de euro. Alexandru Tănase, președintele Sindicatului Liber Independent Termo Halânga, ne povestește cum a început jaful. Lucrurile au început să meargă rău practic odată cu al doilea mandat al PNL-ului la conducerea regiei, deci pe vremea guvernului Tăriceanu, dar nu datorită guvernului, ci datorită acelui director general numit de ei, care l-a înlocuit pe Sârbulescu, pe actualul administrator special și director general. Practic, am început marile lovituri. Sunt, în sensul ăsta, a ceea ce spun eu, sunt o sumedenie de documente, dosare, anchete, DNA, etc., etc. Important, și a continuat pe vremea PDL-ului, sub comanda directorului general Olar. Când, practic, datoria RAN-ului și pierderile s-au dublat. Căpușarea regiei de apă grea era de notorietate, dar organele de anchetă au deschis ochii abia atunci când nu mai era nimic de făcut. Acum, organele de anchetă sperăm să-și facă datoria, cu toate că e tardiv. Nu e treaba noastră, practic, amestecul în justiție, dar parcă am vrea și noi un pic de dreptate, pentru că repede s-a ajuns dintr-un stadiu destul de greu de existență al regiei la un stadiu în care practic nu mai e nicio șansă. Jaful de la regia de apă grea va afecta și sutele de salariați de la Huznicioara, care vor fi externalizați sau poate, mai rău, concediați.
Cariera Cuznicioara nu poate să supraviețuiască fără regia de apă grea și fără termocentrala din Halânga. Între cele două obiective sunt doar câțiva kilometri, iar prețul cărbunelui cu transportul inclus era unul convenabil. Aduce cărbunele la sute de kilometri distanță către o altă termocentrală nu este un proiect realist. Unii lideri de sindicate la Cuznicioara preferă să-și facă în continuare iluzii. Vreau să rezistăm în piață și ne propunem asta, pentru că ați văzut că e cerință de cărbune, toate celelalte termocentrale din cadrul complexului au la momentul ăsta depozitele goale și noi cred că dacă rămânem pe piață putem să dăm cărbunele necesar. Diferența, vreau să spun. Adică să duceți cărbunele de aici în Gorj? Nu în Gorj, să-l ducem la Ișalnița, să-l ducem la Turceni, cum s-a mai întâmplat. Noi, vă aduceți aminte, în septembrie am dus la Turceni, dar au fost niște probleme de livrare legate de balota și sunt și acum și costurile normal, că nu mai sunt alea. Dar suntem și vreau să rămânem pe piață și i-am spus și domnului director Ciobotărică că ne dorim să dăm și să mai dăm cărbune și în altă parte. Dacă sârb contractul la Oradea, la Timișoara, de ce nu? Nu știu ce înseamnă să închidă, fiindcă închiderea nu se poate face, dar nemai având beneficiar, probabil o să existe o situație de conservare, de o altă organizare a societății în concubinaj, în ghilimele, cu primăria, dacă primăria nu poate fi în stare să nu poate, nu are banii necesari să plătească ca noi să dăm producție. Angajații de la Cuznicioara se tem că își vor pierde locurile de muncă. Starea de spirit care să fie? Nu e una tocmai plăcută. În ideea care se preconizează cu falimentul radului. Noi așteptăm să aude de niște contracte cu Govora. Adică să livrați cărbune către Govora? Da, către Govora. La nivel de complex se vorbește de externalizarea carierei Cuznicioara. Ce părere? E o variantă și asta. Noi ce părere să avem? Una proastă. Vreți să rămâneți în complex? Păi bineînțeles, eu știu. Dar dacă nu veți mai avea unde să livrați cărbune? Păi problema cu livratul cărbune, de exemplu, să sărbii cer milioane de tone de cărbune. Problema e la complex și mai sus. Nu se vor pur și simplu să fac contracte. Cărbune e, cerere e, restul nu mai e treaba noastră. De cât timp lucrați dumneavoastră aici? 30 de ani. 87. Cum ar fi de mâine să nu mai lucrez? Păi cum să fie? Nu vă imaginați cum să fie. Un șoc. Soarta carierei de la Cuznicioara ar fi fost incertă și dacă nu ar fi existat jaful din ultimii ani de la regia de apă grea. Regia s-ar fi închis oricum, pentru că stocurile de apă grea necesare centralei nucleare de la Cernavodă sunt asigurate pentru următorii 60 de ani, chiar în condițiile în care ar trece de la două grupuri la patru. Problema este că jaful de la Severin s-a închis pe pierderile de la complexul energetic Oltenia, complex care a livrat cărbune de 10 de milioane de euro, știind că nu-l va mai încasa niciodată. Regia de apă grea intrase deja în incapacitate de plată în toamna lui 2012, dar livrările de cărbune au continuat. Veneau alegerile, iar guvernul Ponta nu voia să lase Severinul fără căldură. Cu președintele Federației Naționale Mine-Energie spune că livrările s-au făcut nu doar din inconștiența fostei conduceri, ci și la presiunea factorului politic. Prin ceea ce au făcut, prin această inconștiență a dumnealor, inconștiență, cum să zic, accentuată și de factorul politic, pentru că aici vreau să vă spun că nu la fel s-a procedat cu toate entitățile la care CEO dădea cărbune. Dacă către entitățile RAN, unde era pe vremuri, știți, faimosul domn Duicu, și către Govora,
am dat continuu cărbune, cu toate că se acumulau creanțe de sute de milioane, mii de miliarde lei vechi, nu același lucru s-a întâmplat la primăriile care erau de altă culoare politică. Și dau exemplu Oradea, dau exemplu Aradu, unde nu s-a mai dat deloc cărbune, s-a asistat. Administrația Ciurel a notificat Regia de Apă Grea că nu mai livrează cărbune abia anul trecut, când lucrurile erau extrem de grave. O instanță de judecată a decis ca livrările să continue pentru că altfel exista riscul unei explozii. A rămas însă întrebarea de ce explozia a trebuit să fie evitată pe banii Complexului Energetic Oltenia. Complexul Energetic Oltenia a livrat cărbune că a fost obligat. Obligat din două părți. Unul a fost ministerul, care nu putea să-și permită, datorită, cum să vă spun eu, factorului mare de risc. În instalație la Romac Flori erau vreo 500 de tone de hidrogen sulfurat. Absolut necesar pentru a lichida orice formă de viață pe o rază de 50 de kilometri. Cum putea cineva să spună, bă, nu mai dai cărbune, bă, chiar dacă nu-ți plătește. CEO-ul ne-a trimis sistare. De mâine nu mai primiți cărbune. Stai, frate, ce facem? Mai avem pentru o lună de zile în stocuri. Eu nu mai dau, indiferent ce se întâmplă. Bineînțeles că ai noștri trebuia să facă demersurile pentru așa, că fiecare își pune pielea la saramură. Au mers la instanță și au obținut ordonanță președințială prin care CEO-ul trebuia să furnizeze cărbune până când noi opream producția de apă grea. Adică în siguranță. Indiferent, aici spunea, e vorba de bani și de moarte, de oameni. Ce facem? E adevărat că au să vă dea bani. Dar ce facem cu populația? Ce facem cu sârbii, cu pericolul internațional? Complexul Energetic Oltenia a închis anul trecut cu pierderi uriașe, deoarece a trebuit să provizioneze creanțe de sute de milioane de lei pe care le are asupra unor firme care nu au plătit cărbunele și nici nu-l vor mai plăti, deoarece au intrat în insolvență sau faliment. Spre exemplu, la RAN, vă dau un exemplu, am ajuns la masa creditorilor cu o valoare de aproximativ 10%. Deci în situația în care RAN-ul își va mai reveni vreodată sau în cazul în care RAN-ul va fi executat, cele mai mari șanse de a recupera creanțele respective sunt cei 10%. Acolo unde nu există șanse, nu am cuantificat. Acolo unde nu există șanse, considerăm că sunt pierderi pentru companie. Lucru pe care l-am făcut. Regia de Apă Grea a scăpat pentru un moment de faliment și rămâne în insolvență. Ion Sârbulescu, cel numit de minister administrator special al regiei, vede posibil o colaborare și pe viitor cu Complexul Energetic Oltenia. Sârbulescu vrea să facă pe platforma Regiei de Apă Grea o fabrică de gazificare a cărbunelui. Dacă vom găsi soluții de comun acord cu Comitetul Creditorilor, cu Adunarea Generală a Creditorilor și dezvoltăm o activitate pe infrastructura de la termocentrală și chimic, vom colabora pe mai departe cum am colaborat și până acum. Datoriile sunt datorii la masa creditoră. Complexul Energetic Oltenia este unul din creditorii garantați, dar vreau să vă spun că relațiile au rămas la fel de bune ca de-a lungul timpului. Complexul Energetic Oltenia nu a cerut falimentul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare. Chiar doresc să mă întâlnesc cu conducerea Complexul Energetic Oltenia, să discutăm posibilitatea creării la Drobeta Tunul Severin a unui combinat de chimizare a cărbunelui, să punem în valoare mina Uznicioara și pe mai departe. Să nu uităm că și la mina Uznicioara sunt foarte mulți salariați. Noi avem o legătură pe care ferată cu mina Uznicioara, avem o gospodărie de cărbune, avem posibilitatea creării unui parc industrial unde dorim un
combinat un complex de chimizare a cărbunelui. Dacă suntem oameni responsabili, putem găsi soluții. Important este să ne unim eforturile și administrația locală de la Drobeta, Tunul Severin, și complexul energetic Oltenia, și noi care mai suntem pe aici, important este să gândim pozitiv. Cu privire la jaful care a fost, chiar dacă se va face lumină, oricum este prea târziu. Lacătul a fost deja pus peste regia de apă grea. Căpușarea regiei a fost făcută, v-am spus, la comanda directorilor care au condus această regie. Eu am spus și la vremea respectivă, confortul sau ceilalți care au executat lucrări, practic li s-a forțat mâna să crească artificial contractele, în așa fel încât să poată să dea parandărâtul. Și firma lui Georgică Cornu și toate cele, să nu credeți că a fost, eu știu, vreo firmă mai mare care a lucrat cu RAN-ul și nu a dat drept. Noi bănuim vinovații care sunt. Nu puteau fi alții decât cei care au condus. Numai că nu prea se întâmplă nimic cu ei, adică de atâta amar de vreme, de exemplu, când spun al doilea mandat PNL care a condus RAN-ul, e vorba despre 7-8 ani de zile de când noi știm că există dosar penal. Noi am chemat Curtea de Conturi, noi am chemat Corpul de Control al primului ministru, Corpul de Control al ministrului Vosganian, a fost aici și au făcut dosare, au făcut documente. Nu s-a întâmplat nimic. Și oamenii din Severin știu că din regia de apă a mai rămas doar fierul vechi, după ce a fost căpușată de toate partidele. Nu am fost, dar noi suntem șomeri din altă firmă, tot din oraș. Din cauza RAN-ului. Din cauza RAN-ului, da. Și a lui Georgică Cornu și a toți hoții din România. Restul va ajunge la fel vechi, combinatul chimic și cu termo. Liderii de sindicat de la Complexul Energetic Oltenia mai speră însă că procurorii se vor uita peste plângerea depusă de ei acum un an la DNA. Dacă vă aduceți aminte, la începutul anului 2015, managerul de atunci, Ciurel, a înaintat către salariați acele propuneri prin care dorea să taie drastic veniturile lor și să reducă drastic locurile de muncă. La timpul acela întrebam, domnule, dar stai un piculeț, că nu e normal. Nu salariații sunt vinovați pentru că dumneata, ca manager, prin directorat, ai vândut cărbune la anumite entități pentru că ți-a spus partidul și acele entități nu ți-au dat bani. Și era vorba de sute de milioane de lei, de mii de miliarde de lei vechi. Și atunci am strâns date și am făcut într-adevăr la începutul anului 2015 o plângere la DNA. A trecut un an de când FNM a depus această plângere la DNA. Ce s-a întâmplat de atunci? Nu știu. Eu sper ca DNA-ul să-și facă datoria, pentru că e o instituție a statului destul de importantă și cu credibilitate destul de mare. Sunt anumite date puse de noi, aflate de la diverse persoane. Sper ca DNA-ul să meargă la CEO și să verifice acele date, pentru că sunt date reale, și pe baza analizei pe care o fac să stabilească cine e vinovatul de acel prejudiciu creat companiei destul de mare. Și vă dau un exemplu. Un manager, nu vreau să spun mai mult, un manager normal, cred că mai bine plătea salariații aia de la Severin, de la Husnicioara, fără să facă nimic, că ieșea mai în avantaj decât de faptul de a-l folosi tot circuitul ăsta de producere a cărbunei, a-l duce la Husnicioara și a nu primi nimic în timp de 3 ani de zile. În timp ce compania din Goj rămâne cu paguba, vecinii din Mehedinți și-au cam rezolvat problemele. O firmă japoneză a înființat 3.000 de locuri de muncă, astfel încât oamenii concediați de la RAN nu au rămas pe drumuri. RAN-ul produce efecte nu numai pentru Turnul Severin și pentru județul Mehedinți, prin situația juridică în care este, ci produce efecte la nivel național, să știți, pentru că era singurul producător de apă grea
din România și din partea de răsărit a Europei. Deci produce efecte în tăvălug așa, și financiare și sociale. Noi am reușit într-o oarecare măsură să compensăm aceste pierderi de locuri de muncă printr-un investitor japonez care a angajat 3.000 de oameni. Mai angajează încă 2.000 anul acesta. Am văzut că uzina de vagoane lucrează destul de serios, a angajat vreo 500 de oameni. De asemenea și șantierul naval. Dar încă o dată vă spun, efectele sunt la nivel național și probabil cândva se vor resimți. În privința alimentării orașului cu agent termic, primarul spune că aceasta este ultima iarnă în care este folosit aburul produs de termocentrala Halânga. În februarie a început deja construirea unei centrale pe gaze în parteneriat cu un investitor privat. La ora actuală, noi avem un contract de asociere cu Termo Halânga și implicit cu regia nucleară, care este valabil până în luna august, până pe 31 august, până când trebuie să ne furnizeze apă caldă și căldură. Eu am certitudinea că drobeta turnul Severin nu va rămâne fără căldură și apă caldă în iarna asta, pentru că am avut și o întâlnire cu noul director al complexului energetic, Oltenea, un om foarte responsabil, care ne-a oferit garanția că vom lua cărbune de la mina Huznicioara până expire contractul. Noi am scos la licitație producerea de agent termic în sistem de cogenerare, întrucât vedeți foarte bine că perspectiva pe cărbune este nu numai incertă, este aproape imposibilă, având în vedere neîndeplinirea condițiilor de mediu. S-a licitat această investiție, se face pe banii investitorilor, au depus garanția de aproape 1 milion de euro de bună execuție în contul primăriei. Luni încep lucrările, noi am semnat autorizațiile. Sperăm ca în vara asta să poată produce, zic eu așa, mai iunie apă caldă, iar din octombrie, noiembrie să producă căldură pentru tot municipiul Turnul Severin. Problemele rămân însă în Gorj, la complexul energetic Oltenia, unde au fost făcute concedieri și reduceri de salarii. De acolo a plecat această plângere penală a noastră către DNA. Prin faptul că această livrare de cărbune și numai la RAN și către alte entități a dus la acel program de restructurare și nu numai sub prisma concedierilor colective, cât și a reducerii drastice a veniturilor. De la intrarea în insolvență a regiei în 2013, complexul a mai dat cărbune fără bani. Pierderea a crescut cu încă 144 de milioane de lei. Jaful de la regia de apă grea din Severin este unul din multele care au fost în ultimii 25 de ani și care s-au închis pe pierderile mineritului din Gorj. Aici colo s-a mai făcut câte un dosar penal, dar banii nu au fost niciodată recuperați. Nici nu au cum, câtă vreme oamenii legii intervin abia când nu mai rămâne nimic de furat.